Motivația este a simți dorința de a obține ceva sau de a evita un lucru. Atunci când studiem ce ne motivează să învățăm, să ne dezvoltăm și să avem succes, putem identifica două forțe contradictorii, extrinseci și intrinseci. Pe de o parte, vrem să aparținem unui grup. Dorim să fim iubiți și căutăm să obținem atenția pe care credem că o merităm. Suntem motivați extrinsec de recompense pentru a progresa social. Pe de altă parte, ne străduim să explorăm lucruri care ne mulțumesc pe noi, ignorând recompensele. Suntem motivați intrinsec de o curiozitate naturală pe care o urmăm pentru că simțim că este corectă. Părerea altora nu contează. Pentru a înțelege de ce probabil avem nevoie de o combinație a ambelor, să ne imaginăm doi copii de 4 ani. Ambii cresc în familii care doresc ce este mai bun pentru copiii lor, dar au opinii complet opuse despre cum să îi motiveze să aibă succes. Părinții lui Tom cred că băiatul lor are nevoie numai de dragoste. Pentru a nu-i submina interesele intrinseci, nu-l audă niciodată și nu folosesc recompense. În final, decid să nu-i dea niciun feedback, temându-se că i-ar putea corupe mintea liberă. De-a lungul anilor, Tom dezvoltă o capacitate imensă de a-și imagina, petrecând cea mai mare parte a timpului jucându-se singur. Având voie să-și urmeze pasiunea, el învață ce îi place și ce nu. Dar Tom nu învață ce așteptări au ceilalți și se irită ușor când îi se cere să facă ceva într-un anumit fel. Părinții Mirei cred că prețioasa lor fetiță are nevoie de reguli clare despre ce este bine și ce este rău. Cred că este datoria lor să o ajute să învețe, oferindu-i feedback precis și realizabil asupra tuturor aspectelor vieții sale încă de mică. Mira își petrece zilele la grădiniță, la lecții de muzică și de balet. De-a lungul anilor, devine extrem de pricepută la ceea ce îi mulțumește pe adulții din jurul ei. Totuși, deoarece nu există timp pentru joacă liberă sau relaxare, nu-și descoperă propriile interese. Singurătatea o plictisește. La 14 ani, Tom este independent și începe să scrie science fiction. Își dă seama că nu este chiar ca prietenii săi și își petrece cea mai mare parte a timpului la bibliotecă. Atunci când împărtășește ceea ce scrie, ceilalți nu pot să se identifice pe deplin. La aceeași vârstă, Mira este în fruntea clasei sale și are mulți prieteni și admiratori. Știe ce se așteaptă de la ea și are grijă să îndeplinească aceste așteptări. Uneori presiunea devine insuportabilă, deși acest lucru e secretul ei. Până când împlinește 21 de ani, Tom are o perspectivă unică asupra lumii. Este inteligent, dar nu îi place să lucreze pentru bani și prin urmare este mai mereu falit. Îi displace ideea de a se conforma normelor convenționale și se enervează dacă cineva îi afectează expresia artistică. În acest punct, Tom știe multe despre el însuși, dar nu se înțelege bine cu ceilalți. Pentru el, oamenii par să urmeze regulile societății fără să le conteste, ca niște oi care își urmează ciobanul. Integrarea în societate este dificilă și începe să caute o utopie. Mira intră într-o școală medicală de top, unde își dă seama că nu va mai fi niciodată cea mai bună din clasă. Odată ce acest loc pare inaccesibil, motivația ei scade și se întreabă dacă medicina o interesează cu adevărat. Deoarece renunțarea nu e opțiune, își asumă o a doua specializare și candidează pentru președinția Consiliului Studențesc. Curând, Mira va ști totul despre așteptările celorlalți, dar nimic despre ce îi place ei. Toată viața a ascultat ghidată de bucle externe de feedback. Acum, aproape că a pierdut capacitatea de a contesta normele societății în care a crescut. Ascultarea inimii noastre ne poate spune cine suntem, dar nu ne învață cum să fim fericiți în mijlocul celorlalți. Ascultarea celorlalți ne poate motiva să facem parte din lumea lor, dar nu ne învață dacă acea lume este a noastră. De aceea, probabil este bine ca cele două să meargă mână în mână. Atunci putem învăța ce vrem și să primim feedback-ul de care avem nevoie pentru a rămâne motivați să explorăm noi căi către o societate mai bună. Multe cercetări arată că echilibrarea celor două forțe nu este simplă. O meta-analiză a 128 de studii a examinat efectele recompenselor extrinseci asupra motivației intrinseci. În timp ce majoritatea recompenselor subminează semnificativ interesul nostru intrinsec, feedback-ul pozitiv, un motivator extrinsec, ne inspiră să mergem mai departe. Pe scurt, cuvintele de încurajare sincere ne pun în mișcare, în timp ce banii sau cadourile subminează impulsul nostru interior. Ce puteți spune despre voi?
Ascultați inima sau vocile societății? Din experiența voastră personală, care dintre cele două ia în cele din urmă decizia? Împărtășiți-vă gândurile și verificați descrierea pentru a aprofunda acest subiect. Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.